Dacă vrei să ai acces la cele mai mari reduceri de jocuri, nu uita să intri pe Enelba. Pentru asta e un link în descriere și nu uita să folosești codul LCT pentru o mega reducere. Hai să luăți ce faceți. Bă, deci camera asta nu e în stare efectiv. O, ce mâncați așa? Măi, ce zgâriată, ce s-a întâmplat? Nu e zgâriată, sau? S-a-mi va picioarele. Uite, să știu cum se vede pe aici. De la praf. Da, în fine. Camera asta aparent în lumină puternică nu e în stare să închidă suficient de mult lentilele ca să creeze o imagine mai plăcută. Da, să sperăm că este. Băi, astăzi, după cum ați văzut și în titlu, ia să-i dăm un start, n-am mai fost pornită de vreo 2 zile. Merge. Astăzi, băieți, mergem cu mașina la poartă pentru că Bercică a luat un X6M, după cum probabil ați văzut și în titlul, nu știu ce mi-a dat barba asta nasul la aer. A luat un X6M și vrea să filmăm un episodel cu el și vreau să scot și eu A7-le din curte, să-l punem unul lângă altul și să vedem care e mai frumoasă între ghilimele. Bine, ca frumusețe e posibil să știm, dar ca performanțe nici nu o să se apropie dacă vorbim de A7. Așa că rămâneți aproape alături de noi, dați un like acestui videoclip și hai să vedem cum arată un X6M, cum se conduce un X6M, pentru că o să-l și conducem, și cum se aude, cel mai important, pentru că sunetul este giugiuc, benzinara aia puternică când dă acolo. Am scos și păpușa afară, băi, n-am văzut așa mașină măcar pe cameră, nu se vede cât de bine arată. Și aici avem și mașina domnului Bercea, la senior Bercea, bine, mă rog, nu e a lui. Salut, amice, ce faci? Bine te-am găsit. De unde ți-ai luat, domne, super bolidul ăsta? Zici că e din filmele Matrix. Da, păi e. Nu cum face bala ăsta. Până, e pornită? Nu. Nu? E ok. Păi de ce nu lăsași tu pornită să se ridice uleiul? A? Păi e ridicat. A, da? Ridicași tu așa ridicat. Repede. Ia uite acolo și șeptarul meu pleacă. A, pleacă ăsta, răsă. Bă, amice, deci pe camera asta mea nu se vede nimic, am cazat, când bate lumina puternică în obiectiv, nu se mai vede nimic. Păi și în a mea. Și de data la fel? Liniștit. Da, deci nu e de la camera mea. Bă, amice, vreau să le arăt la băieți, să facem un concurs, care e mai frumoasă? Asta, ca frumoasă vorbim. Da. Vorbim de frumoasă. Asta e, ăsta e top. Bă, deci fii atent. Acolo avem cum e vorba aia, frumoasă dar puturoasă. Frumoasă dar puturoasă. Bă, și aici avem frumoasă, n-ai ce să zici. Bă, hai să zicem, dacă să facem un termen de comparație, să zicem frumușică, dar puternică. Puternică rău. Pe tot, da. Uitați-vă aici. În sfârșit mai trecut noi la umbriță. Avem niște discuri zile tu grasule, cum sunt? Pe 15, 16. ce mărime au jantele astea? 22 sau 21. Bă, aici nu poți să pui, cred că, jante mai mici de 20. Asta 20 cred că e minima. Dacă la mine nu cred că poți să pui mai mici de 8, nici 18, a? Oare? 18 cred că merge. Cred s-ar că putea să meargă. Da, dar pe asta 21 minim. Aute-le aici, amici. Și ăștia sunt reale. Mamă, dar ce au făcut, amice? Lumea rea. Bă, ce lume rea, bă. Păi să știi că e lumea rea. Mamă, ce interior frumos, amice. E belea. E belea interiorul. Mă! Auzi tu cum e? Mamă! X6M. Și carbon aici de la mama lui, nu? De la mama lui, de la BMW. Bord în piele. Mamă, cât de frumos, amice. Bă, navigația cam mititică pare. E mare, e ei. Aia e mare, aia e. Mamă, ce frumoasă e, mâncați așa cu cusăturile astea pe aici, peste tot. Ce schimbător mititel are ea acolo, ia. Cum o să vezi tu cât de ciudat e. E tare ciudat, da. Bă, e frumoasă, mă, mâncați așa. Și chiar... Vine și el să vorbim și cu el și face. Chiar e frumoasă. Place, e? Da, ce ai. Cu ce dreaptă e bancheta asta în spate? Da. Bine că la SUV așa e. Bă, da, X6-le n-avea... Asta e X6? X6, mă, X6. Păi și la X6-le n-avea decât 4 locuri în spate. Bă, că știu, da, că gen, bă, sunt unele care, care au... Aia acolo, gen. Da, mă, frumos. Îți place corul? 4 tobe, nu fake. Bă, știi că pe mine, mie niciodată nu mi-a plăcut chiar așa mult curul de la X6. De ce să... Adică e frumos, de ce să mă încăcat, dar nu mi s-a părut niciodată genial. A, văd oglinda aia mare, care nu e fake. Acolo avem, da. Da. Să fie aerodinamic. Bă, arată bine, n-am ce comenta. Bine, și baba mea arată bine, de ce să... Frumosul ăsta cu... N-a făcut și ăștia ceva mai frumos pentru copul. Să știi. A, lasă, amici, că e frumoasă mașina. Îți place, ne? Bă, din ce an e? Să-ți curioză o chestie. Cred că e 2017. Bă, îmi plac ceasurile, să spun și de ce. Nu sunt full plasma. Bă, încă nu, dar la următoarele sunt. Bă, nu știu, dar mi-am plăcut mai mult ăștia, mă, mâncați. Sunt ceasuri. Dar i-au păstrat? E casa, amici. E casa, casa asta, e casa. Păi chiar că e casa asta. Bă, frumos. Frumos și interiorul ăsta de BMW, cu cusături frumos, sigur, tot ce trebuie. Carbonul, carbon. Bă. Ne muiem. Iau deci consum, sigur aici. Că da. Ia, unde? Bă, decât 18. Nici nu-l văzui. Unde? Uite aici. Aha. Consum. 18.
E bun. Dar stai să vezi când o dai în M. Când o dai în M. Atunci e bine. De unde, unde e modul? Uite aici, M1 și M2. Tu poți să-ți le configurezi. Îți arăt după. Da, uite, vezi, stai să vezi cutia cât de ciudată e. Cutia sunt, mi-ai povestit ceva. Amici, te asortași cu pantalonii cu mașina. Da, bă, ia uite, fără să mi-am. Dar bineînțeles. Stai așa, să conecteze strategia asta de GoPro. Bă, e frumos interiorul ăsta. Bă, amici. Da, amici. Nu-i pornit, cred că, amici. Bă, da, ai pornit. Bă, eu mă conectai la GoPro-ul tău, mâncați așa. Bă! Stai așa să opresc pe ăsta. Oprește-l. Ia uite și tu la ce mă conectam. Uite, bă, te filmezi ăsta, plafon, și intrai în plafon. Mama, amice. Ai emoții? Bă, emoții nu am, dar... Calcă frâna. Dacă vrei să o bagi viteză, uite, instrucție. Nu. Întâi frâna de mână jos. Frâna de mână. Și o dăm pe... Asta e drive-ul. Da. Și când vrei să dai pe M, de exemplu? M-ul aici, uite, dai așa. Și dai, și dai încă o dată să confirm. Să confirm. Și gata, ești în MDM. Și acum când vrei să revii... Îți mai controlezi numai nimic. Așa că doar apăsa toată. Aha, am înțeles. Bă, nu e rău. Gata. Îmi place. Văd că s-a făcut două liniuțe, mai e și a treia oare? Acolo unde v-a ajuns să făcură două liniuțe. E la cutie, cât de repede și cât de brutal să schimbe, știi? Bă, asta și pleacă de pe loc doar când faci asta. Băieți, țineți-o bine? Bă, ce te ține în scaun, ești nebun? Ce vreau ieși aia. Și ca să dai acum, apeși doar pe M1, o dată? Gata. Gata, s-a liniștit. S-a liniștit. Bestia. Line assist, o fi pornitoare? Da. Da, îl văzui eu acolo că mă cam supăra el pe mine. M-am urat și s-a întărit volanul, ești nebun, instant. Da. Da, băieți, după cum ați văzut pe exterior, asta este și pe interior, mașinuța în cauză, un BMW X6M, câți căluți are? 500? 575. 575? Da. Bă, dar are pe căluți. Are, are, are. Să trăiești! M6-le are 560. 560? Da, asta e puțin mai puternică. Bă, e mai puternică, dar are și o greutate mare. Nu știu sigur ce greutate are, dar... Eu are 400 kg în plus. Zici? Sau hai 300. Dar care certificat poți să-i speli? Oare? Lasă. Da, o mașinuță puternică, frumoasă, mare. Puțin cam rigidă o simt la condus, bine, e într-un fel și normal. Oricum am observat un lucru, da, SUV-urile sunt destul de rigide, dar nu știu de ce. Adică nu știu care e șmecheria în toată chestia asta, de ce SUV-urile sunt mai rigide. Oricum te simți mare pe șosea. Da. Bine, deși te simți mare, sincer, nu o simt mai mare decât A8-ul. Adică da, gen era prea barcă, pe real, îl simți foarte lung, îl simți, nu știu. Și vezi că limuzinele mai noi sunt din ce în ce mai mari. Da, am văzut. Ce mai mari. Am văzut. Uite așa să-i deschizi și trapa. Să-i deschizi și trapa. Cred că mai bine o lași așa, că cred că e prea multă lumină după aia. Când o dăm cu soarele, e nebunie cu soarele. Da. Frumos, interiorul ăsta frumos, mașina se simte chiar foarte bine, stai să semnalizăm, deși na, nu sunt eu proprietar de BMW, dar... De-aia și semnalizez că nu sunt proprietar de BMW, că dacă eram... Se conduce mișto, da, chiar se conduce, n-ai ce să... Mai zic unii, domne, te fură, domne. Aia te fură. Uite, adică eu mai rău mă încurcă line assist-ul. Da. Decât, dar nici nu știu unde te dezactivez. Ai vreo idee? Cred. Ia. Ne. Mă, mami, ce făcut acolo? Ăsta e. Acolo, e? Pedestrian, ăsta e ăla. Nu, ăla de jos, ăsta e. Ăsta e line assist, gata. Gata, Doamne ajută. Deci ăsta e foarte ciudat, mai ales când ai o mașină așa puternică pe mână. Gata. Deci dacă când ai o mașină așa puternică pe mână, că tu îți dai seama că mai tai curbele, mai una, mai alta, și când tai curbele simți că pac-pacul strage animalul de volan. Da. Mamă, amice, gândește-te că ea mergea, îi dăruia, din a șaptea îi dăruia a patra. Da. Merge și a treia, ești nebun, la 90 la oră, amice. Cred că merge și a doua, dacă mă supăr. Da, merge. Ia. Du-te, dracu. Ia auzi cum vezi? Mamă, ce-i dă pârțul. Frumos, frumos, amice, frumos. Bă, și frânează bine. Ce remarcă, bun, amice. Se miște frâne normale. Mă simt ca în Forza Horizon. Forza Horizon în realitate. Bă, nu știu, mai am vorbit. Bă, în MC. Gata. O calmară în bestia, potolină în bestia. Bă, e mișto. Ia, stai puțin că vreau să văd ceva, că mi se pare că frămâiește. Păi da, pe telefon așa face, mi se pare. Da, nu ar trebui să aibă treabă. Ai dorit starter? Da. Nu știu ce să vă mai zic. O mașină are 130.000 de kilometri. Vorbeam cu Bercica pe episodul lui.
Bă, inițial mi s-a părut cam mult, dar a zis percică că prin Germania cam... Bă, știi care trebuie? Cam așa sunt mașinile. Am văzut, deci M-urile poți să le iei de la... Ai treabă în depășiri. O simți când dă să, când pleacă atunci, da? Prima oară trebuie să ții cu 2000 de volan. Trebuie să ții și, și să faci așa puțin. Da. Să scuturi tu. Da. Că dacă nu îți pleacă. Mamă, dacă cum se aude rum. Da, e mișto când o dai manual și de atunci când ia pârtul. Da. Băi, să știți, o comparație cu R7-le, era mai brutal un pic R7-le. Păi da, era și mai ușor. Da, știu. Și 4 știu. Ăla. Și 4. Bă, ea e făcută, ea e SUV. Da, deci, corect. Adică ea este un SUV, n-ai ce să zici. Și adică, e grav, am zis, nu știu sigur ce greutate are, dar eu părerea mea e că are peste 2,2 tone. Bă, știi cum mi se pare asta genul de mașină? Unul mă care are bani, vrea un SUV, dar tot vrea el să rupă. Bă, știi? Da, probabil. Adică nu-l interesează de ce, bă, dacă tot îmi iau SUV, hai să-mi iau M. A, nu știu, îmi place cum se conduce, de ce să zic. Bine, nu sunt eu fan așa mare X6, pentru că, adică, sincer, părerea mea, mie îmi place mai mult X5. Da. E mai, adică, gen, e mai pentru mai multe. Sincer, hai să zic un lucru. Dacă ar fi să-mi iau X5 SUV normal, X5 mi-ar lua, dar dacă ar fi să-mi iau X6M. X5M nu e tot la fel? Sau nu? Da, dar la mi se pare că nu e la, parcă nu are forma asta. Asta parcă e făcută, știi, să fie... Să fie M. Da. Adică, uite, de exemplu, X6 ne-a dat startul, de aici a apărut și Urus-ul, și au început toate firmele mari de mașini, gen... Închide și mie ăsta, amice, să nu bată lumina în GoPro, când bate fix de deasupra. De aici au început ei să scoată SUV-urile, de la X6. BMW-ul a dat startul SUV-urilor sport, și după aceea toți au început, pentru că au văzut că s-a vândut foarte bine și piața a început să ceară. Bă, vrem SUV-uri sport. Da. Să te bagi cu el pe câmp cu ăsta, că nu mai au video popo să facă asta. Nu, și nu să se bage cu el pe când, să se bage cu el pe nu să-i dea în gură. Da. Bă, să știi că uleiul rămase pe la 100 de grade. Bă, cred că e greu să-l duci în 120. Probabil trebuie să o alergi ca lumea. Pe circuit. Da. Deși că n-aș băga pe mașina asta pe circuit, adică știi care-i treaba. Nu, eu nu sunt nici fan. Și care e chestia, cel mai probabil pe circuit nu cred că ar face performanțe prea bune, pentru că e foarte înaltă. Barcă. E barcă mare. E mare, înaltă. Bă, ea e bună să fie mașină de așa, de show, de seară. Gen, te-ai dus pe centru, vine unul, nu știu, o mașină, un 3000 diesel, softat, ceva da, de genul. Da. Ea i-a arătat toată gata. Urlă, face ce îmi vrei. Mi-ar fi plăcut să facă cum face asta, cum se numește, cum face R7-le. Da, uite, vrei să zici ceva? Uite că nici GT-ul nu făcea. Știu, da, R7-le, cred că avea el ceva de la el, no, de la mama lui, de făcea popcorn. Da. Adică era ceva, un soft, probabil, da. Ceva. Ceva, un soft. Ăla nu știi că îi făceai la 1100 când erai pe sport, parcă îi făceai așa? Dar bine, e posibil să fie și din cauza cutiei, cum ai zis și tu, că asta e diferită, asta cel mai probabil are dublu ambreiaj. Că uite, asta când o dai un pic să o calci, uite, vezi? Să da. Crește turația aia, știi că decât cum ar veni creștea turația, dar fără să o accelereze. Da. Făcea decât rutututututu și o lăsa jos. Cutia normală. Bă, oricum, căluți mulți, trebuie să ai grijă cu ea prin oraș, că da, să duce prea repede. Întâi a doua, apoi a doua e 100. Da, clar. Ești 100 și n-are rost să te complici mai mult, că ia foarte repede. Adică de-aia întâi a doua gata. Păi da. Și așa e mult, dar zic că măcar ai fa ei foarte repede, bă, cred că are 4 secunde pe 100, cam pe acolo. Bă, având X-Drive? Da. Dacă mai e și X-Drive, ce vorbim aici? Tu îți dai seama, zis, scriu, cât de brutal o fi asta la un launch? Bă, cred că da, dar nu e nici vremea și... Ai, nu voiam să-i dau eu launch acum, da. Da, păi zic așa, dar zic acum, uite, că de exemplu spun eu că n-ar avea efect. Bine, o mai încălzim noi puțin, dar e destul de frigut afară. Câte grade sunt? 5 grade jumate, da. 5 grade jumate. Răcorică. Adică pe la un 22 de grade, da, atunci dai launch, faci ce vrei tu cu ea. Dar eu nu sunt fanul launch-urilor, de exemplu. Nu... Bă, eu am tot dat la 7 launch-uri. Bine, până o cădea cutia, dar... Ia și în folia, că dacă tu nu are pachetul de competition, i-aș face oglinzile și cu eleronul în carbon. Bă, mașina e mașina, ce vrei, da, e casă. Bă, n-ai ce să... Adică, asta e deja e prea mult, n-ai ce să vrei mai mult. Adică, eu m-aș mulțumi și cu un X6, pachet M, 3000 diesel. Bă, da. Dar, na. Știi care e chestia? Uite, de exemplu, îmi place ideea de SUV. Adică, gen... Îmi place, da. Mi-ar place să am un SUV, ești așa sus, vezi tot așa peste mașini, peste tot. Bine, mai puțin peste dubița aia din față. Dar totuși, parcă dacă mi-aș lua un SUV, nu l-aș vrea M. Nicio, sau, adică, mă rog, sau RS sau ăla. Nu l-aș vrea, 3000 diesel, frate. 3000 diesel.
e să aibă cuplul ăla puternic de diesel, că îmi place cuplul ăla de diesel, eventual să un motor mai mare de diesel dacă chiar vrei putere, dar l-aș lua un diesel, nu știu. Știi că ai treaba. Mai liniștit. Până la urma urmei, aici e și chestie de gusturi și eu. Normal, clar, clar, clar. De exemplu, pentru sufletul meu, un singur M aș lua, M6. Mi se pare cel mai frumos M. Da. Bine, X6 l-ai făcut după seria 6, că de aia se numește X6. Da, într-un fel. Asta e ideea. Da, oricum, mă zice. Adică eu mi-aș lua SUV, îmi place ideea de SUV, dar nu l-aș lua. Știi, adică chiar nu. Se pare că parcă risipești puțin puterea. Da, o risipești mai mult, șai. Adică dacă vrei ceva, ție o mașină micuță, frumos făcută specială pentru performanță, că asta nu e pentru performanță. Are performanțe bune, dar nu e de performanță. Nu e de performanță. Ia. Bine, de fapt, M-urile în general, să știi că nu sunt de performanță. M-urile sunt de distracție. Sunt distracție, exact. Adică cum a zis și Ovidiu Pop, mare de dreptate a avut. Vrei distracție, ție M. Vrei să te duci tare pe linie RS. Vrei sunet, ție AMG. Cam ăștia sunt. Înțelegi? Adică M-urile de distracție. Și să spun sincer, uite, eu cu asta m-am distrat mai bine decât cu R7-le. Da? R7-le mi se părea mult mai plictisitor decât asta. Bă, nu știu, mie la R7 îmi plăcea popcornul ăla. Da, ăla. S-a uitat toată lumea după tine prin oraș când făceai popcornul ăla. Asta, să-mi bă picioarele, asta dacă te pui la semafor, nici nu-ți dai seama da, că e M. Da. Deci nu-ți dai seama. Păi e foarte liniștit. Eu am văzut zilele trecute un M prin oraș, nu știu dacă era. Părea, avea toate autourile, știi, avea discurile ventilate, avea tot. Arăta bine, un seria 6, cabrio era. Mă, dar nu se auzea, mă, ce pui mie, a plecat relativ încet. Nu dă-o încolo, bă, dacă călcam eu așa, trebuie să auzea mai tare. Asta s-a plâns și Ovidiu pe un video azi. Nu se aud. Da, de ce nu se aud? Nu înțeleg de ce. Se aud, dar numai când mergi numai cu sport sau în M. În M. Păi da. Pardon, în M. Ceea ce stai puțin. Bă, totuși, asta nu o înțeleg de ce a făcut pe BMW, înțelegi? Da, nu mi-am luat timp să stau liniștit. Da. Că dacă vroiam să fiu liniștit, îmi luam o serie 6. Hei, rup! Îmi place. Îmi place. Pot spune că îmi place. E rapidă, e rapidă, e... Îmi place. Este cum vrei tu să-i spui. Îmi place, chiar îmi place. Zice, când ne jucam noi cu lea, uite, trecu acum un pic uleiul peste 100, dar foarte puțin. Da. Bine, că nici nu-i dă durăm în gură noi mult. Da, cal noi, amici, 5 grade. Bate soarele noi și ne încălzirem un pic înăuntru de la emoții, de la astea, dar nu e cald. Bă! V-am zis, îmi place mașina, îmi place că e ce? Cui nu i-ar plăcea? Adică să fii serios. Sunt oameni care nu conduc măcar o dată în viață o mașină de genul. Bă, adică sunt. De exemplu, tata. Mi se pare că ești puțin ca frustrat să zici că nu-ți place mașina asta. Nu, nu-mi place, bă, nu-mi place numai. Bă, îți spun eu că uite și pe fratele. Q7-le. Bine, nu e fratele gen. Q8-ul ar fi cam fratele. Da, Q8-ul e. Ia uite bă, ăsta că mai plecă? Nu mai plecă. Bă, cred că plecă și cred că și se întoarce, nu? Sau? Nu, zici că nu plecă, nu? Ieși de mașina și mașina. Păi, băi, băieți, cam atât o să fie cu acest videoclip. Mulțumim că ne-ați urmărit. Nu uitați să apăsați butonul ăla de like și că mai prindem bestiuții din asta pe mână, vă, un AMG vreau. Vreau neapărat un AMG. Un Mercedes de fapt, că nu prea am condus Mercedes. Nu prea am condus. Și noi ne vedem data viitoare. Pa.